Numărela de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Iulian. 1, 2, 3. Îmi apar multe imagini, dar el nu mi-apare. Mi-apare o peșteră, o grotă, mi-apare o țestoasă care nuată se chinuie prin între alge. Mi-apare un lup în pădure, o haită de lupi apoi, care aleargă. El nu este niciun... Nu. Animal? E parcă peste tot în imagine. Da. Mi-a apărut păi și... Păi e peste tot în imagine. Da? Dar nu ca ceva unic, ceva... Mi-apare ca și cum e... Toată imaginea ar fi el, adică în animale, în frunze, în copaci, în pietre, așa îl percep. Hai să vedem, vrea să arate că a fost prin toate aceste locuri. În grotă mi-apar lilieci, mulți lilieci, la fel, parcă tot este el, grota, muntele, pietrele, liliecii. Bine. Ia că mai număr încă o dată de la 1 la 3 și ți apare cel de acum. 1, 2, 3. Ok, a luat forma. Da. Dar parcă a venit așa unde da. De peste tot și s-a format el. Are o lumină puternică în piept. Da. Și îi luminează aura, toată aura. Parcă sunt niște raze pe care le Hai să vorbim, să vedem ce ne explică. Întâi, vezi dacă este el. Verific. Da, este el. Bine. Conectează-te telepatic cu el și lasă-l să vorbească prin tine el. Și protejat, că nu știm. Și număr de la 1 la 3 și lași să vorbească. 1, 2, 3. Iulian? Da. Eu sunt Eleonora. Și am aici. Am aici, în Skype, personalitatea care tu o întrupezi. Acum, una din... pe Iulian. Una din ele, spui. Da. Prin ce alte corpuri? Sau ce alte corpuri mai însuflețești? Natura, animalele, da. Mineralele. Tot ce am văzut înainte? Da. Okay. Tu ești peste tot? Mă simt peste tot. Mă simt conectat puternic cu toate. Dar dacă te uiți ca
ca ceea ce ești tu, conștiință, suflet, cum vrei să te numești. Nu, eu am doar niște noțiuni, niște definiții care pot să le explic. Tu ești întreg în corpul lui Iulian și ai conexiuni cu totul? Sau cum? Asta, cum poți tu să explici că te vezi? Întreg și în același timp separat, fragmentat, nu separat. Deci? În corpul lui Iulian e o parte. O parte din tine, dar un fragment. Da. Și în toate celelalte de asemenea, câte o parte. În corpul lui Iulian, din întregul, ceea ce tu reprezinți, procentual, poți să-mi dai un procent? Cât ești? 17. Și din în 100. Rest? Da, din 100. Și în rest? Cum calculați? Da, noi. Basic. Și în rest te simți, ești peste tot, fragmente peste tot. Da. Dacă te uiți, ai mai avut și alte corpuri? Ai mai experimentat și în alte corpuri de om aici? În acest? Câteva. Câte ți amintești? Și acolo ai experimentat tot un fragment, o bucată din ceea ce ești tu? Da. În prima viață ți amintești? De prima experiență ca om? Da. În ce corp ai experimentat? Unde? Și ce ai experimentat? În mare. Așa. Ce te amintești? Băiat. Da. Mi-aduc aminte viața de bebeluș. Copil mic doar. Aha. Nu am trăit prea mult. Cât ai 7 trăit? 7 ani. 7 ani. Și această viață, unde? Pe unde ai trăit? Cambodgia. Cambodgia. Ok. Părinții au avut grijă de tine? Nu prea. Iar tu, ce ți-amintești din viața asta? Eram fascinată de mers, de mâini, de pipăit, de simțuri. Fascinat de simțurile corpului. Da. De om. De auz. Da. De culori. De natură. Cum se vede natura din afara ei. Din exterior. Prin ochii unui corp uman. Și lumină. Da. Energia care a devenit invizibilă. Cum a devenit? Care energie a devenit invizibil? Energia corpul, ce... Da. Și din jurul nostru. Ceea ce percepeai tu ca și suflet, înainte de a intra într-un corp, da? E un spectru mai limitat prin corp. Da. Sigur că este mult mai limitat. Și auzul, și văzul, și culorile. Simțul a fost mai dezvoltat, simțirea și emoțiile. Da. Erau ciudate, inexplicabile, ne erau puternice. Ceea ce nu mai simțisem până atunci. Ok. Cum ai plecat din viața aceasta? Din corpul acesta. Ceva boală. O boală? Te-ai îmbolnăvit? Văd că am zăcut la pat câteva zile după care am ieșit din corp. Ai bat.
Cum? Pământ, nu pat. Pe pământ. Și când a ieșit din corp, ce s-a întâmplat? Ce s-a schimbat? Au venit multe ființe la mine atunci. Da? Câte? La început au fost mai multe, 11-12. După care au rămas 4. Da. Și ce spuneau ființele astea? De ce au venit atât? M-au întrebat dacă mi-au plăcut în corp fizic. Da. Și dacă mai doresc să experimentez în corpul uman. În ființe de cele mai inteligente de pe pământ. Doar că n-am apucat să simt inteligența lor. N-am apucat să dezvolt o inteligență în acel corp. Și n-ai întrebat ființele astea, dar de ce? Că ai avut un corp. De ce n-am? De ce nu? De ce nu am stat mai mult să percep, să înțeleg? E vulnerabil la început corp dacă nu ai o experiență mai multe în corp ca să poți să-l gestionezi, să poți să te armonizezi. Cine a spus asta? Ele? Ființele astea au și spus? Ele și cam asta am simțit și eu, era greu, era o densitate mare, presiune parcă. Auzi, dar tu mai fusesei în alte corpuri. Asta De a alte fost primul specii. Corp. Nu, de specii. Nu în corpuri din astea ca și acestea. Nu, dar în alte specii. Nu atât Păsări, de limitate. Animale. Ai mai fost aici pe pământ? Ai mai însuflețit? Toate sunt mult mai libere decât corpul uman. Am înțeles. Percepțiile sunt mai ample. Uh-huh. Corpul uman are un spectru de simțuri prea restrâns. Pentru că Corpurile de animale sunt cu un spectru mai larg de energii, de vibrații, vezi. Da, Mai și multe știi de ce? simți Știi de anumite ce? energii. Nu are discernământ. Acele corpuri de animale n-au discernământ. Nu dezvoltă o inteligență. Ba, au și ele inteligența lor, dar... Oarecare, oarecum. Da. Nu ca cea umană. Și atunci animalele, uite, știu să facă multe lucruri. Percep multe lucruri. Învață și ele lucruri. Au rațiune. Da. Iau decizii. De unde le vine lucrurile astea? Tot ele de unde știu? Instinctual, în ADN-ul fiecarei rase. Cum? Fiecare specie, totul e instinctual prin ADN. Fiecare Și? Specie face anumite lucruri instinctual, moștenite, ca programe în ADN. În acel corp. Da, dar... Și percep, în afară de ADN, lăsând programele, că percepțiile ai spus că sunt mult mai largi când ești într-un corp de animal. Energia se vede pe când omul nu vede energia. Omul nu vede energia, dar o percepe. Ca animal, percep mai mult. Animal percep mai mult energia. Și de unde o percep mai mult energia asta? Cum o percep mai mult? Nu are un filtru al minții. Nu are un filtru al programelor, al crezurilor. E liberă de crezuri. E liberă de programe, de limite. Pentru că nu are un discernământ, are doar o oarecare rațiune. Dar, uite, hai să vedem concret. De unde, înainte de a veni în prima dată în corpul acestui copil? În ce ai fost? Ce ai însuflețit înainte de copil? Porumbel. Un porumbel. Și ca și porumbel, cum îți adunai tu? Cum îți
să zicem, percepeai energia și cum adunai datele. Uite, un porumbel zboară, el are și el organele lui, ale corpului vorbesc, fizic, da? Cu care vede, aude, așa. Dar cum știe el, de exemplu, că ceva este periculos pentru el? Animalele, în general, aproape toate, văd energiile, le descifrează, le citesc, văd frecvențele, citesc frecvențele, amprentele. Fiecare amprentă umană e unică. Bine, dar ea oscilează, iar animalele pot să vadă acele oscilații. Pot să le simtă, să se conecteze cu ele. Da. Ceea ce omul nu poate. Dar nu știe ce e în jurul lui. Nu ca vede energie. Tot, vede prea puțin. Dar tu te percepeai tu, individualitate, ca și porumbel, sau te percepeai toți porumbei, din specia ta? Te percepi ca individualitate, dar ești conectat la acea energie, acea vibrație din care provii ca specie, amprentă de ADN, informația ADN, vibrația ADN-ului la toți, tău. A speciei vorbești, da? Da. Deci, practic ești într-o conștiință colectivă, cum ar veni. Da. Preiei informația a ceea ce trăiesc celelalte. Exact. Transmitem informația celorlalte. Chiar dacă suntem la distanță, noi vedem energiile circulând, vibrațiile, undele. Le percepem. Dezvoltați atașament, iubire față de alți indivizi ai speciei la porumbel. Compasiune mai degrabă. Ok, și cum? Atașament nu în sensul înțeles de oameni. Oamenii înțeleg altfel atașamentele. Și porumbei? Noi înțelegem prin sprijin. Noi doar sprijinim partenerul nostru. Ca porumbele vorbesc. Da, da. Pe când oamenii nu se prea sprijină. Doar au așteptări să facă cei din jur ca ei. Pe când, ca porumbel, nu ai așteptări. Nu ai nicio așteptare. E un sprijin necondiționat, fără judecată, fără condiții. Nu sunt implicate atât de multe programe în supraviețuirea animalelor, cum și-au implementat oamenii, da, condiții de tot felul. Singura condiție a animalelor e să aibă hrană și un mic adăpost. Apoi, înainte de porumbel, în ce alte corpuri ai mai fost? Mi-a plăcut foarte mult corpurile de păsări. Păsările. Am fost culiu. Am fost bars. Da. Am fost multe specii de păsări. Ce-ți plăcea? De ce ți-a plăcut mult aceste corpuri? Nu ești legat de un plan. De un plan? Ai libertatea să mergi toate direcțiile. Nu simți gravitatea. Ești mult mai liber. Liber. Zici că nu ești legat de un plan. La ce te referi? La pământ? Planul 3D sau instantal pământ. Pământ. Unde se înghesuie toată lumea? Animale, oameni, clădiri, case, natură, pomi, ape, râuri. Totul e înghesuit. Da. Apoi, în afară de păsări?
Ce ai mai experimentat? Ce alte corpuri pe pământ? 3D. Lup. Lup? Cum a fost viața de lup? A fost și mediu acvatic. Nu, dar viața de lup? Aici ce-i putea să ne spui, să remarci? Ce-ar fi de remarcat? Aici apar atașamente. Da? Nu atât de puternice ca la oameni, dar apar unele atașamente. Pentru că supraviețuirea lupului ține de haită, de grup. Dacă ești solitar, șansele cele mai mari e să nu mai trăiești. Și atașamentul se dezvoltă față de grup. Da. Și încerci să faci tot posibilul să rămâi în grup, să fii acceptat de grup, să nu fii respins. Deja faci concesii, adică. Da, și să ajuți la supraviețuirea tuturor din grup, nu doar a ta. Citeam undeva și că lupul, de exemplu, are o singură parteneră. Depinde. Nu e așa, da? Dar în general se dorește, dacă întâlnește o parteneră, da, să o păstreze, pentru că apare atașamentul. Deci dar dacă acea parteneră moare, da, își va găsi alta. Deci deja lupul simte să împartă experiența cu altcineva, cu haita și cu... E nevoit ca să supraviețuiască. Înțeles. Apoi ai zis și mediu acvatic ai avut experiență. Da. În ce fel de animal? Pești, am fost pradă. Ai fost pradă? Da. Nu am fost prădător nici. N-ai fost prădător. Și ca și pradă, ce simți atunci când ești prins, mâncată? Nu simți. Ești din acel corp. Imediat ce ai fost prins? Da. Și după ce ești din corp? Adică nu simți frică? Nu e o frică ca cea umană. Este... Nu știu dacă pot să o numesc frică. Știi doar că se sfârșește experiența. Dar în același timp știi că poate să înceapă oricând alta. Știi doar că te transformi ca energie. De nu rămâi cu traume? Ca pește. Rămâi cu trauma că ești devorat de alt pește sau alt animal, Marie? Este o amintire în care știi că ai fost hrana cuiva sau ai fost mâncat, dar trimiți doar informația pentru supraviețuirea speciei tale, dar nu e o traumă. E o situație, simți și atât. Și... Simți pericolul, dar nu ți-e frică de el. Da. Știi că ești conștiință colectivă, știi că se întâmplă acest lucru, încerci să te ferești, să previi pericolul, dar nu e o emoție de frică sau traumă. Cum ai decis? Tu ai decis când vrei să schimbi? Să schimbi specia, să intri într-un alt corp, dintr-o altă specie. Tu decideai sau altcineva decidea pentru tine? Sau ce decidea ca să intri într-un corp, dintr-o altă specie? De cele mai multe ori decideam eu. Pe baza ce? Cum luai decizia aceasta? Cum venea decizia aceasta? Nu mai vreau să fiu pește și vreau să merg
să însuflețesc un corp din mediul Oscar. Din dorința de a încerca diversitatea. Deci de o dorință. Era dorința ta? Da. Ok. Aș vrea acum să te uiți din experiența de porumbel ultima, cum ți-a venit dorința sau ideea că vrei să experimentezi ca om, într-un corp de om? Am vrut să văd cum e inteligența. Te-a văzusei ca porumbel, văzusei oameni, trăisei da. Printre oameni, luasei contact cu oameni? Da. Și cum și ți s-a părut? Ei puteau să facă mult mai mult. Mult mai ușor și mult mai repede. Avea un corp adaptat la... A schimba mediul. A face lucru. Face lucru și ca a schimba mediul. Ca și porumbel nu poți să faci prea multe sau ca animal. Corpul nu ți-e adaptat atât să de bine schimba. Că să poți să faci ceva. Mi s-a părut fascinant cum oamenii lucrează și fac lucruri. Și atunci? Manipulează obiecte, lucruri, cum creează din ele altceva. Deci puterea de creație, să zicem, se manifestă mult mai mult într-un corp, o poți manifesta mult mai mult într-un corp de om față de alte corpuri. La... creativitate, puterea de creativitate a omului, a corpului uman. Și puterea de manifestare a gândurilor. Mai mare? Mult mai mare. Noi nu prea aveam gânduri. Nu? Și nu manifestam lucruri, pentru că nu aveam gânduri, nu aveam emoții. Animalele nu prea au emoții și gânduri. Și totuși unele gândureau, pentru că eu mă uit la animalele mele, căței și pisici, și observ că ele au gânduri au fost înainte, înainte să facă, apoi preluat. Fac acțiuni. Au preluat de la oameni din amprentele lor energetice. Cu cât stai mai mult pe lângă un om, îi citești energia, informația și poți să o captezi, poți să înveți, inclusiv ca animal. Iar cea mai bună abilitate în acest sens o au multe animale, elefant, câini, lupi, felinele. De ce? Că felinele nu prea sunt interesate așa, sunt puțin mai autiste, însă eu observ că și ele, fiecare animal, ele nu vor limitările oamenilor. Da, asta. În schimb, câinele le-a cam acceptat. Și mă uit acum că și, uite, am un pisoi, am 3 pisici. Fiecare are personalitatea lui. Deci dezvoltă o personalitate. Depinde de suflețel. Și dacă am un pisoi. Suflet, dacă nu are suflet. Da. Și cât are suflet. Da. Am un pisoi ultimul. Care l-au dus copiii de la câteva 2 săptămâni. Nu știu cât avea. Abandonat. Și l-am crescut. A crescut cu noi în casă. Ei, acest pisoi, crescând de foarte mic cu noi în casă, dezvoltă, observ, are interes pentru activitățile pe care noi le facem în casă. Deci, indiferent ce am face, el vine, se așează și observă. Observă cum facem lucrurile acele. Acum e fascinat de imprimantă. Când soțul meu își scoate acte, ce are el de făcut, se așează acolo și se uită. Se uită în imprimantă să vadă pe unde iese hârtia, ce se întâmplă, ce sunete, de unde vin. Deci pur și simplu, dacă soțul meu repară ceva,
se uită să vadă cu șuruburile, cu așa, în casă. Eu spun că dacă ceva nu mi-amintesc unde este, în mod sigur, Tomiță știe unde este lucrul ăla. Orice lucru știe unde este. Este fascinant să studiezi. Noi, pentru om, să studieze animal. Cu care trăiești, bineînțeles. Pentru mine e fascinant. Și de aceea spun că, uite, în cazul lui Tomiță. Dezvoltă inteligența. Dezvoltă inteligența de... prin observare. Da, și în funcție de sufletelul pe care îl are. Exact. Și uite, eu sunt convinsă și spun soțului, vorbesc și cu Tomiță, și spun, tu, Tomiță, în viața următoare ai să vrei să fii om. Am mai fost om. A? Am mai fost om. A mai fost, este un fragment, da? Dintr-un... Da. Conștiință mai mare, da? Da. Bine. E, acum ne întoarcem. Am făcut o retrospectivă a speciilor prin care, câtorva, prin care tu ai experimentat. Însă aș vrea acum să revenim la experiențele acelea 22, inclusă experiența lui Iulian. Și aș vrea să vedem de când au apărut acele ființe înainte ca tu să intri într-un corp și să te ghideze cum ar veni. Au apărut înainte de a intra prima dată în corpul de om sau după ce am ieșit din corpul de copil? De acolo, da? Și de acolo... Atunci au venit toate la mine. S-au prezentat? Ți-au spus cine sunt? Oarecum. Ce au spus? Sunt cei care păzesc pământul, care controlează pământul, care îngrijesc pământul, care ghidează oamenii în experiențe, sufletele în experiențele umane. Dar de animale de ce nu le ghidează? Unele ghidează și anumite animale, dar pe ele nu le pot ghida, le pot doar ocroti. Sufletele acestea, spiritele acestea, cum le ocrotesc pe suflete? Ăștia cu care și tu te-au întâmpinat. Cum te-au ocrotit pe tine? Ia să vedem. Caută în memorii și spune momente când ai fost ocrotit de acești ghizi, eu știu, supraveghetori, cum îi numiști, cum vrem să-i numiți. Nu au permis anumitor tipuri de oameni să se apropie de zonele noastre. Ale voastre cine? Unde locuiam noi, animalele, unde trăiam. A, tu vorbești de animale, ok. Nu, de oameni vorbesc apoi, în experiențele de om. Cum te-au ocrotit? Nu, pe animale le ocrotesc. Pe animale, am înțeles. Pe oamenii ghidează. Îi ghidează. Și pe tine cum te-au ghidat? Deci au venit după prima experiență, te-au întrebat ce-i vrea sau cum? Ce te-a întrebat? M-au întrebat dacă vreau să mă experimentez în corp. De uman. Și tu ai zis că da. Că nici n-ai apucat să vezi ceva mare lucru. Da, bineînțeles. Și apoi, următoarea experiență, ți-au dat un scenariu, ți-au dat niște variante. Mi-au explicat unele lucruri. Da. Mi-au dat niște variante. Câte? 3. Da. Și apoi? Am ales una. Dar am ales-o pe cea recomandată de ei. Ah, ok. Și asta? Cum a fost viața asta care ei ți-au recomandat? A doua viață pe pământ. Din perspectiva umană, grea. N-am reușit să dezvolt decât senzații de frig, de singurătate, de
neînțelegere din partea oamenilor. Nu prea știam să vorbesc. De ce? Păi unde? Unde te-ai Nu încarnat? m-au învățat. Păi unde? În ce familie? Într-un trib, cum îl numiți voi astăzi, trib. Da. Unde oamenii vorbeau prin semne mai mult și doar niște sunete. Ok. Și acolo? Se înțelegeau mai mult, oarecum telepatic. Mama ta, ai simțit iubire? Ți-a transmis iubire? Tatăl? Nu. De ce? Nu știau? Față de cum se simte astăzi iubirea, erau foarte detașați. De ce erau așa? Dacă... Reci. Ce concluzie ai trage tu? De ce erau așa de reci și detașați? Își ghidau viața după comportamentul animalelor. Îngrijau copilul până la o anumită vârstă, după care îl lăsa să se descurce singur. Asta era ca un... Îl forța să se descurce singur. Copiii au mult comportamentul maimuțelor, cimpanzeilor. Cât ai trăit aici celor în care experiența? Cu ei. Da. Cât ai trăit în experiența aceasta, cât ai stat în corpul acesta? 17 ani. De la început în fiecare corp ai venit toată esența care tu ești, ai intrat în corpurile acestea? Nu. Da. Cât? La început am intrat cu 60. A doua experiență cu 58. De ce nu intrai cu toată esența care erai tu? Nu vreau să mă detașez atât de repede de celelalte conștiințe. Nici de cele animale, nici de cele minerale sau vegetale. De ce? De ce nu te poți detașa? De ceea ce cunosc mai de bine. De ceea ce cunoști, dar odată ce le-ai cunoscut, eu cred că na, nu mai are sens să mai stai împrăștiat. Pentru că, uite, în viața de acum, a lui Iulian, ai doar 17% ești. Cu 17% necesită mai mult? Păi necesită să fii tot. Ca să poți să experimentezi îndeplinătatea puterilor tale, a ceea ce înseamnă ești tu. Ca tot ceea ce sunt eu ca esență să o blochez într-un singur corp, o singură experiență. Da, și ieși. De Intri, ce aș ieși. Face asta? Pentru a percepe, pentru a înțelege, pentru a te dezvolta dintr-un corp în alt. Înțeleg. Prin fragmentul care e acolo. Da. Hai să vedem. Uite, revenim la Iulian. Lăsăm la o parte toate experiențele care, astea care le-ai făcut. Hai că ajungem și la Iulian. Îmi spui dacă ai simțit iubirea. Ți s-a oferit iubire și ai putut să oferi iubire. Câteva. 4. 4. Ai oferit sau ți s-a oferit? Prima dată mi s-a oferit în primele 2. În a treia am primit și am oferit. În a patra doar am oferit. Am patra încercat la care să este? Fac pe cei din jurul meu să mă iubească. Nu mă iubea nimeni. Asta din care ești Iulian, vorbești? Sau e alta? Asta e diferită. Deci în a patra doar ai oferit și nimeni nu te iubea, da? Da. De ce nu? Adică nu, de ce? O să vedem și de ce. Nu te iubeau, iar tu ce-ți făceau? Că nu te iubeau, nu te iubeau. Dar ți-au făcut și rău? Mă ignorau cu toți, parcă eram invizibil. Rău îmi făceau pentru că mă percepeau ca pe un animal sălbatic. Unde a fost viața asta?
India. Ok. Știi ce te... Ce, erai diferit decât ceilalți? N-ascultam nimic. De ce? Vreau să fac lucrurile cum eu consideram, nu Da. cum mi se spunea. Uite ce așa. Nu vrei să fii Simțeam programat? nevoia de a face lucrurile în felul meu. Da. De ce m-aș fi lăsat programat? Dar știi ce vreau să te uiți acum? Prin experiențele acestea de om, cât în care ai avut, deci primele ai avut 60, apoi 59, apoi ai tot început să scazi ca și procent Da. din ceea ce tu ești, până ai ajuns acum la 17? Nu merită programare a întregului meu suflet în astfel de experiențe. Acum vreau să te uiți dacă tu ai fragmente peste tot, da? În pietre, în plante, în animale. În plante unde ai? Mai ai vreun fragment încarnat în vreo plantă, copac? Oamenii, în general, sunt niște, cum să le numesc, rețele. Da. Când ești în regnul vegetal, ești în tot regnul vegetal. Ești într-o poți întreagă rețea. Poți să sari prin rețea, da? Da, poți să fii în orice pom vrei tu sau plantă. Da, mai ai vreun fragment în rețeaua vegetală? Da, bineînțeles. Câte ai? Sau unul ești? E 7%. 37%? E 7%. 7%? Da. E, cu ce mai servește acum să stai prin regnul vegetal, când tu ai trecut deja prin regnul animal și acum ești om? De ce nu? Păi te întreb, la ce îți servește? Pot experimenta în toate modurile în același timp. Și animal, și vegetal, bine, și e mineral, o perspectivă, da? Și uman. E o perspectivă și asta. Vreau să te uiți dacă toate fragmentele tale, oriunde ești, te simți, sunt libere. În ce sens libere? Că ești liber. O să faci, să da. Intri, să ieși, să te duci, să te întorci, să gândești liber, așa mai cum poți gândi. În uman. În uman nu poți să gândești liber? Nu prea. De ce? Cine te oprește? Ți se spune mereu de mic ce trebuie să faci. A, bine. Ca să poți să te adaptezi te într-o învață cultură. Într-o anumită direcție, nu te lasă să înveți singur. Te direcționează sau te limitează? Eu altceva vreau să te sunt întreb. Cele mai complexe experiențe în corpul uman, dar da, sunt cele mai complexe. Cele mai controlate de acele ființe. De acele ființe. Ok. Sunt acum interesate direct de oameni. Da, pentru că de ce or fi interesate direct de oameni? Au ce n-au celelalte. Oamenii? Da. Ce au ce n-au celelalte? Emoții. Exact. Și emoții, oamenii au emoții. De ce sunt interesate aceste ființe, controloare, entități energetice, de emoțiile oamenilor? Pentru că ele oscilează foarte mult. Da. Și? Și aceste emoții își transferă fiecare, își transformă și își transferă de sus în jos energia prin emoții. Așa. Și o transformă. Îi schimbă vibrația. Emoția schimbă vibrația energiei lui. Și? Iar văd că asta le place cel mai mult. Cui?
ființelor ăstora. Ce treabă au ele cu energia oamenilor, sufletelor? Nu știu, le place. Unele sunt orchine. Ai văzut? Pe unii oameni. Acum unii aduca... oameni au anumite tipuri de energie și emoții și le plac mai mult decât la alții. Alții au mai puține astfel de ființe în jurul lor. Tu câte ai alții acum ca Iulian? Mai... Câte ființe de-astea ai? Patru. Patru. Cum arată ființele? Depinde cum vrei să le vezi. Sau depinde cum ești obișnuit să le vezi. Eu la început le vedeam ca și animale. Cum eram obișnuit să le văd. Pe animale care tu le cunoșteai? Care da. Le... Uh-huh. Apoi? Apoi mi s-au arătat ca oameni. Ca oameni. Dar ele sunt aceleași patru ființe care te însoțesc de la da. Prima experiență, da? Sunt aceleași amprente energetice. Și nu le-ai întrebat? De ce schimbă formă? Pentru că cu acea formă sunt eu familiarizat. Spun că eu le dau forma prin care le văd. Da? E forma pe care eu mi-o imaginez că le văd. Ele pur și simplu doar sunt energie, iar percepția mea le dă o formă. Mm-hmm. Da, dar ele sunt energie cu o amprentă energetică, cu un ADN. Da. Și tu poți să le reconstitui forma lor adevărată, dacă vrei. Citindu-le ADN-ul și orice reconstituind. Ființă are o amprentă energetică la care poate fi constituită o formă a corespunde, care corespunde acelei amprente ai ei și acelui cod dar energie. Inclusiv imaginea care ar corespunde vibrației ei o dai tot tu când îi vezi, când îi percepi. Păi, în o dai de... tu. Dacă tu nu știi cum arată, nu i-ai văzut niciodată forma lor adevărată? Îi vei vedea cum cunoști tu. Cunoști. Cum îți imaginezi tu. Bine. Cum ia. Fă acum, reconstituie imaginea la toate aceste patru ființe. Conform ADN-ului. Uite, un număr de la 1 la 3 și tu faci asta. 1, 2, 3. Două sunt ca niște reptile. Da. Reptile, ce fel de reptile? Le văd ca târătoare. Târătoare, ca șopârle? Da. Nu sunt umanoizi, nu sunt. Nu. Ce lungime două au? Sunt ca niște lilieci. Ca lilieci. Tu ai experimentat vreodată într-un corp de liliac? Da. Și ăștia sunt la fel, dacă te uiți, ca liliacul în care tu ai experimentat? E același ADN? Un pic difer. Mm-hmm. Dar forma lua tot ceea ce eu cunosc. Da. Bine. Revenim la emoții. Emoțiile acelea care oamenii le transformă. Transformă energia prin emoții. Și ai spus că ființele astea sunt interesate, dar nu știi de ce sunt interesate. De emoțiile, energia transformată de oameni prin emoții. Ai zis așa, da? Da. Păi. Vrei să-ți arăt de ce sunt interesate ființele astea? Da. Bine. Eu fac o sferă informațională acum. Și cu plină cu toată iubirea mea și plină cu toate informațiile care eu le-am obținut împreună cu Ela, colega mea cea prin care tu acum te exprimi, de la alte suflete, de la alte conștiințe, prin această activitate, aceste introspecții care noi le facem. Și mai pun în sfera asta toate informațiile
pe care tu le ai, dar pe care nu le mai accesezi de mult timp, nu le mai poți accesa. Deci toate informațiile de a ceea ce tu ai experimentat pe toată linia ta experiențială, de când te-ai desprins dintr-o conștiință mai înaltă, ca individualitate. Uite, le pun toate aici așa. Și ți le dau. Îți dau sfera asta. Ia-o și bag-o în tine. Integrează-o, desfă-o, înțelegi. De ce împărtășiți experiențele altora? Ca să putem să creștem în discernământ. Asta este, să zicem, și unul din scopul. Discernământul dezvolți. Da. Nu-l culegi. Val și culegi. Și culegi, îl dezvolți. Este foarte adevărat că de-aia facem experiențele acestea. De-aia venim și experimentăm. Vreau și să te uiți mai mult. Să fac acum cu această informație? Nimica. O ai. Experiențele lor. Da, experiențele lor. Nu. Nu-mi eu aș vrea ca tu să... Lor. Nu-ți plac. Și ale tale îți plac? Nu. Acum număr de la 1 la 3 și vreau să observi. Pentru că și tu toate le-ai primit, experiențele, scenariile de viață din care te puneau să alegi, ce am vorbit mai înainte, de la aceste ființe, de la lilieci și de la șopârle. Da, acestea sunt peste tot. În viețile acestor oameni care mi le-a arătat. Exact. Și vreau să vezi și în viețile tale. Deci ca să vezi și regula. Și în mele nu fac excepție. Exact. Dar vreau să vezi... Din experiențele tale și apoi ne concentrăm pe experiența actuală a lui Iulian. Dacă ceea ce ai trăit tu au fost experiențele numai create de suflete, tu și celelalte cu care interacționai, care ți-au făcut diverse, sau au fost create în corpurile acelea de oameni, acționau prin acele corpuri, ființele astea. Lilieci, șopârle. Experiențele nu le creezi. Ți le dau ca scenarii. Ca scenarii, dar eu vreau să ceea zic... ce tu creezi sunt emoțiile. Eu am înțeles. Dar eu vreau să văd. Tu creezi emoțiile în urma unor stimuli. Da, situații. Situații externe. Da, stimulii și situațiile externe și chiar tu creezi corpul, tu într-un corp, să zicem, particip la crearea unor emoții a unor altor oameni, suflete. Și atunci vreau să văd dacă acești stimuli... Eu afectez emoțiile altora. Și alții, da, da, ale tale. Și alții pe a mele. Bine, vreau să văd toate emoțiile alea, să te uiți tu și să analizezi toate emoțiile acelea rele, urâte, ce ai trăit în copilăria aceasta, instituționalizată. Scenariul acesta dat de acele ființe în care ai venit, în care mama ai pierdut-o, a 6 luni, și într-un an, bunicii, iar tatăl a fugit. Și iar tu ai ajuns într-o instituție. Da. Da? Și acolo... Uite-te la acele ființe, hai că luăm particular. Uite-te la oamenii îngrijitorii care s-au ocupat de tine și alți copii. Când vă băteau, cine vă băteau? Erau sufletele care acționau prin corpurile acelea sau erau ăștia? Erau ființe. Erau ființele astea, da? Lilieci, șopârle. Erau mulți pe fiecare îngrijitor. Exact. Și emoțiile care ele creau, le devorau ăștia. Ai văzut? Dar și deci pe ale tot noastre, ei le nu pe ale lor. Păi nu, pe ale voastre. Pe ai copiilor. Pe ale copiilor, da? Ăștia mâncau entitățile astea, ființele astea. Cu asta se hrănesc.
Spuneau că emoțiile copiilor sunt cele mai pure. Sunt cele mai ușor de digerat. Exact. E, înțelegi ceva până acum? Vreau ca tu să te uiți. Experiența este total controlată. Exact. Total controlată și total manipulată. Eu vreau să te uiți înainte ca tu să, când ajungeai la consiliile acelea sau cu ăștia, ființele astea patru, și te ghidau și îți indicau o anumită experiență pe care era ei o scriseseră, o făcuseră. Vreau să te uiți, tu de ce acceptai aceste experiențe? Uite pe asta, grea, din viața asta. Grele toate. Pentru că ce am început trebuie să termin. Ai văzut. Deci ei spuneau că tu ai făcut niște lucruri rele prin alte experiențe și acum trebuie să plătești. Da, cam către așa alte ceva. Suflete. O numesc karma asta, o invenție a lor. Uite-te prin toate viețile, lucrurile care ți-au fost făcute rele și tu, prin acele corpuri de care răspundeai. Erai tu în corpurile alea venisei. Dacă, iar tu le-ai făcut altora, uite-te dacă acele experiențe le-ai făcut tu, acele răutăți în acele momente în care ei îți spuneau după aceea că ai generat o karmă. Sau alții ți-au generație. Cine făcea acele lucruri urâte, oribile? În energetic ei. Păi, dar ți le imputau ție apoi. Nouă sufletelor ni le impută, da? Acum înțeleg de ce tu vrei să păstrezi fragmente, să le ai prin celelalte regnuri, pentru că au fost mai libere celelalte, deși nici ele nu sunt libere. Păi de-aia vrei, nu? Da. Ok. Uite, eu ai aici, ți-am dat informații. Ce ai făcut tu înainte să ajungi pe planeta asta? Eram și mai liber. Erai și mai liber. Acum că ai venit pe planeta asta și ești într-o experiență, într-un corp. Parcă ai informații. Are lipici aici, planeta. Are lipici de... Parcă pentru cine? Nu mai știi să ieși. Păi nu mai știi să ieși. Că n-ai cum să mai ieși, pentru că ăștia, uite-te. Uite-te toate. Aparează doar niște idei de a experimenta și uiți. Uiți? Ia vezi de ce uiți. Uite-te de ce uiți. Poți să pleci. Da. Uite-te de ce uiți. Că dacă n-ai uita, ai putea să pleci. Când sunt vrei tu. Sunt oprite amintiri. Exact. De către? Controlori. Și densitatea planetei în sine oprește amintirile. Da. Dar principal ăștia le opresc. Ei manevrează. Ei sigur. Opresc mult între vieți ce ai trăit. Păi da. Nu-ți mai amintești. Și înainte să cobori, opresc tot ce ai trăit până atunci. De ce oare să fac asta? Ca tu să nu-ți capeți discernământul. Cât mai pure pentru ei, fără filtrele energiei înalte, n-au nevoie de ele. Păi nu au nevoie. Pentru că iar altfel nu poți să faci, să dezvolți acea plajă joasă de emoții. Și pentru ca tu, conștiință, ființă, ceea ce ești, să nu poți să dezvolți discernământ. Ca apoi să poți să iei decizii. Cum am vorbit mai înainte, dacă vrei să pleci de pe planeta asta, să pleci. Dar dacă tu nu ți-amintești, dacă tu nu capezi discernământ... Eu spun că discernământul dezvolți viață cu viață, dar dacă uiți ce ai acumulat... Asta spun. Fii atent.
Am o soluție, aia acolo ți-am dat. Și anume, o să-ți deschizi un portal dimensional de experimentare. Și în portalul ăsta tu poți să-ți faci câte experiențe, să-ți scrii, tu le scrii și tu le execuți, câte dorești, câte ai nevoie pentru ca tu să-ți dezvolți un discernământ mare, să poți să iei decizii, să nu mai primești, să nu mai intri în scenariile create de șopârle și lilieci și altele ființe. Să poți să-ți gestionezi. Tu aici ca informație înseamnă să intru cu totul. Da. Exact. Înseamnă să-mi adun fragmentele. Da. Pentru că asta așa fiind, propui... cu cât ești... Da, cu cât... Dar asta este o probă, facem. Facem o probă. Adună-ți fragmentele. Sunt de acord în... doar cu proba momentan. Păi da, proba. Facem o probă, da? Și apoi să, ai, să vezi cum ai să te simți și apoi tu iei decizia. Nimeni altcineva. În regulă. Da? E, și ziceam că aici îți proiectezi atâtea experiențe câte ai nevoie ca tu să-ți crești toți parametrii, toate valorile corpurilor tale energetice. Corp sexual, corp emoțional și corp mental. Astfel încât să-ți gestionezi energia sexuală atât de bine încât să nu mai recolteze astfel de ființe, ființele acelea care se ocupă cu energia sexuală, că o să, dacă observi, sunt și specializate unele. Să-ți crești corpul emoțional astfel încât să-ți gestionezi emoțiile. Astfel încât Iulian să nu mai aibă anxietate, să nu mai aibă frici, să nu mai aibă... Oscileze, da? Atât. Să transmită iubirea, aia care o transmite și acum. Da? Și apoi discernământ, la fel, foarte mare, astfel încât să nu mai fi, poți fi manevrat de astfel de entități, nici înainte de a veni în scenarii, să nu mai accepți scenariile lor, ci să știi că tu poți, uite, aceasta este ocazia în care tu înveți să-ți creezi scenariile. Ceea ce vrei să experimentezi și hai să încercăm. Număr de la 1 la 3, iar tu îți deschizi un portal din acesta și intri și creezi, îți manifesti pe deplin abilitatea de creator și execuți aceste experiențe, urmărind acei parametri. Și cât număr de la 1 la 5, tu treci prin toate experiențele câte consideri necesare. Și ne auzim la final. În regulă. Bine, 1, 2, 3. Intri în portal. Și număr. 1. 2. 3. 4. 5. Ești afară. Ia spune, cum te simți acum? În primul rând ești tot, ești întreg. E obositor. Ce e obositor? Mai vreau. Mai vrei? Nu mai vrei? Ce spui? Mai vreau. Câte experiențe ai făcut? 203. Ok. Mai vrei? Dacă mai vrei, mai intri într-un alt portal deschid. Și ia. Și creează-ți. Creează-ți alte experiențe. Experimentează-le. Simte. Cunoaște. Creșteți valorile corpurilor tale, astfel încât de fiecare dată, dintr-o nouă perspectivă, o nouă perspectivă, îți creezi
un nou discernământ, alte experiențe. Bine. Și încep să număr. 1. 2. 3. 4. 5. Cum ești acum? Interesant de bine. Da. Să știi că m-am folosit de multe informații din viețile celorlalți. Ah! Exact. Ziceai că la ce folosesc ale celorlalți? M-am folosit de ele. Mm-hmm. Câte experiențe ai mai făcut? 630. Cu totul sau în plus peste cele 200? În plus. Oh, deci, uite, avem acum 863 de experiențe. Cred că mi-ajung. Ok. Cum te simți ca ființă întreagă? Așa cum ai venit pe această planetă? Sau? Mai ușor de creat în fizic. Mm-hmm. De manifestat, mai bine spus. Mm-hmm. Și de controlat totul. Emoții, trăiri, perspectivă, inteligențe. Mm-hmm. Simțeam mai bine energiile din jur, îmi dădeam seama mai bine de tot. Ia spune, acum cât ai? Ce valoare procentuală este, la ce valoare e corpul tău sexual? 87. Corp emoțional? 88. Și corp mental? 86. Înainte, când am de sesiune, care erau valorile corpului tău? Înainte sexual? De portal? Nu, înainte la să începem sesiunea. Cum a venit? Cum ai venit tu, ca și Iulian? Valorile acestea ce avea? Corpul sexual cât era? 25. Corp emoțional? 34. Și corp mental? 55. Acum dacă te uiți, poți să-ți gestionezi, poți să gestionezi experiența ca și Iulian de la un alt nivel, da? Păi, sunt alte experiențe în spate acum. Ai spus că e o probă aceasta. Da, e o probă, exact. Așa ai, tu ai zis, că așa vrei, accepti, doar ca o probă. Ok, această probă poate deveni o linie. Bineînțeles, dacă tu dorești. Tot ceea ce tu dorești acum, creezi, ce vrei, creezi. Ok. Bine. Linia experiențele acelea de om le mai accepti? Cele 20. Poți să le accepti și să vii cu astea în continuare sau pe alea poți să le ștergi, să tai linia experiențială? Cele de om. Cele de om, da. Sunt grele și trag în jos mult. Bine, tai linia. Experiența la n-am nevoie de ele. Bine, tai-o. Tai-o toată. Și faci un zid. Un zid vibrațional, de vibrație mare și îți retrage energia tot, pentru că așa ne-a spus Iulian. Vrea să-și retragă energia. Să ți-o retragi din acele creații, din acea bucată de linie. O purifici, o treci prin zidul acesta vibrațional. Înalt. Ok. O încorporezi, este energia ta. În același timp, retrăgându-ți energia, acea linie se usucă. Cu tot ce înseamnă contracte, aici ia uite, ai observat că ai avut niște contracte semnate cu liliecii, cu da, reptilele. Da, acorduri, da. Acorduri sau ce erau. Bine. Toate dispar. Au...
Au dispărut, sunt disipite. Da. Fii atent. Și ce mai avem de continuat? Deci păstrezi, ce? Iar acum linia o lipești. Asta o lipești, ce ai făcut tu, de acolo, de la animale. Da. După ce ai ieșit din porumber. Da? Am și spus aici că o și acum. Da. Bine. Și venim aici și acum. 1, 2, 3. Aici și acum. O să număr de la 1 la 3 și mă lași cu ela. Să continuăm ce mai avem, pentru că am ținut-o foarte mult pe ela, la mea, în canalizare. O să mă, okay. O să mă certe. Hm? Trebuie să o chem. Eu o chem. Da? Ea știe, mă aude. Și număr de la 1 la 3 și mă lași cu ea la 1, 2, 3. Ela, deconectează-te, draga mea. Simteți corpul, simteți energia ta. Da, ok. Ești bine, Eva? Da. Mă ierți? Că te-am atât e okay. De mult? E bine. Ok. Dar e atât de interesant, atât a mers, atât de bine a mers, încât m-am pierdut și eu cu timpul. E ok. Bine. Hai să vedem dacă mai este vreo entitate acum. Nu avea energie grea care să mă consume. Nu avea, nu. A fost ok. Da. Vedem dacă mai sunt de la entități. O, entități. Acum, venim pe noua linie. Au fost la un moment dat pe linie 2, dar văd că în urmă cu 40 de experiențe le-a scos. Deci acum a fost mai cu vezi? El în două vieți. Bine. Nu, acum în momentul vezi? Ăsta nu. Nu mai vezi. Hai să vedem dacă implanturi vezi. Că dacă alea două să nu fi pus pe noua linie ceva, că restul o să iase, nu știu, vezi. Implanturi, da, văd la gât. Și fusese baza chakrei, bazală, dar acel implant nu a mai apărut de două vieți. Bine. Pe noua linie. Problemele la rinichi veniseră de aici, erau de la implantul, de la chakra care le-a avut? Da, chakra rădăcină a fost blocată. Acum, cum este? Acum este foarte activă. Are foarte multă energie, văd că absoarbe foarte multă energie din pământ. O circulă. Pe urmă o descarcă din nou. Foarte bine. Acum are un ciclu de recirculare a energiei telurice, de curățare și de eliminare pe urmă din nou. Și iarăși aduce alta. Și tot așa. Și acum sunt echilibrate toate chakrele. Le văd foarte bine. Foarte echilibrate, active. Și curate. Ela, hai să cheme toate contractele, acorduri ce a făcut, legăminte, jurăminte, cu toate sufletele. Asta da. Spunem că ele au fost distruse din linie, dar ca să... De oricum și pe linia nouă a experimentat și cu suflete. A eliminat, și... da, cu suflete, așa, toate le cheamă. Da. Le arde. Arde toate karmele. Da. Și transmite sfere informaționale cu toată iubirea ei, partea subliminală, către toate sufletele și tot ceea ce a aflat. Da, face foarte multe sfere. Vreau da. Să trimită și la toate animalele pe care le îngrijește acum și avea o greutate, Iulian, pentru că le îngrijește. Acolo, da, la o fermă care urmează să fie sacrificată. Da, la
Nu doar lor, peste tot Peste trimite tot, tuturor peste tot, conștiințelor oriunde este animale. conștiință, Da. fragment, orice, da? Da. Bine, și acum să se umple dinăuntru în afară și să-și umple toate structurile cu cea mai înaltă vibrație pe care o dezvoltă acum. Și... Da, umple fiecare celulă. Și să înceapă să-și facă tot procesul de vindecare care este necesar. Nu mai insistăm mult pentru că el se face. Știe sufletul acum, cu acest discernământ, știe tot ce trebuie să facă. Să-și Da. poată toate programele, toate fricile, tot ce avea. Bine, calea le-a tăiat din linia veche, dacă mai sunt pe această linie nouă. Scoate Programă, orice reziduri, orice programe, idei, gânduri, traume, amintiri de orice fel, pe conștiința, pe subconștient. Da? Energie, emoții, stagnante, Da. blocate. Peste tot pune Tot. energie care regenerează, Exact. Vindecă, echilibrează și armonizează toate celulele, organele, sistemele, funcțiile, își pune curaj, voință, determinare, încredere de sine, iubire de sine, claritate mentală, discernământ, luciditate, memorie ușoară, învățare ușoară, aducerea aminte a lucrurilor ușor, canalul abundenței, prosperității, sănătății, bucuriei, fericirii, îl curăță, îl purifică, îl lărgește și lasă toate aceste energii pure să curgă peste el în viața lui și peste familia lui, filtrul Copii, iubirii. da, au primit toți, fosta soție, copii, Da. Mama, tata. Mama, apropo, unde este, care a pierdut-o la 6 luni? Mama e a doua oară încarnată deja. Ok, bunici. Am mai avut o experiență, a murit la 16 ani și acum este din nou încarnată, are 8 ani. Îi pune, pănuiesc că vieți scurte sau semi, o fi tot un suflet tinerel ca om și Da. Îi transmite tot acolo, oricum la toate sufletele, tot ceea ce a înțeles din această sesiune. Bine, Ela, își echilibrează Da, și armonizează toate structurile și toate corpurile energetice. Bine. Cum este acum suflet? Cum îl vezi? Ai, plutește de bucurie, de fericire, spune că se simte din nou întreg, îi place, exact. A uitat cum se simte a fi întreg. Exact. Și îi place că simte din nou toată puterea lui, toată lui. Energia lui. Bine. Hai să meargă să întâlnească cu sinele mai înalt. 1, 2, 3. Da, se întâlnește cu un sine de 8. Da. Își trimite raze până în corpurile energetice, le curăță, purifică, armonizează. Și acum număr încă o dată de la 1 la 3 și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală cu care a fost creat, o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează declarația de suveranitate. O spune cu determinare și acest discernământ care îl are acum. Și dă comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat de entități prin diverse procese de modificare, de Da, mai are ciclizare. 2%. Îl disolvă, decrează și reconstruiește cu ajutorul matricii originale. Câte experiențe a avut în acest univers? 23.000. Ok. Acum, hai să vedem, Ela, de unde a venit pe pământ? Scurt. Din constelația Balanței. Da, planetă de 5D. Cum a intrat? Conștiință. Da, și conștiință. Bine. Acum, să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Să-și facă bula de materializare, aici își trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic. Se vede în noua situație, da. Și o aduce în el. Așa procedăm și noi, cu sferele noastre.
ideile, pardon, noastre, proiecte. Și număr de la 1 la 3 și venim aici și acum, fiecare prin canalul lui de abundență benefică pe care îl curăță, purifică și lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice ce am auzit, ce am investigat prin această sesiune, să-și anuleze orice ritual de orice fel care a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altora. Să limită sfere generaționale pe această viață. Apropo, linia ce a făcut. Anulat-o. Deci și trimite aceste sfere de cea mai înaltă vibrație pe arborele genealogic din această viață, prin linia tatălui și a mamei, și arde orice program nebenefic s-a transmis de la strămoși la el. Da, pe partea mamei merge până la 24-a generație. Da. Și pe partea tatălui până la 31-a generație. Ok. Aveau nevoie, da? Viețile de la început se transmite mult, da? Pentru că e nevoie de programare nebenefică din partea entităților. Da. Da? Bine. Și acum dăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, joburi, surse de venit, mașini, fiecare ce are. Da, peste tot se umple cu energie și iubire de cea mai înaltă vibrație care dizolvă toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, toate hologramele, amprentele energetice, energiile stagnante, blocate. Entitățile sunt trimise pe portal direct în sursă și se închid, se sigilează cu lumină și iubire pură toate portalurile. Bine, mulțumim sufletelui pentru această călătorie foarte frumoasă. Mulțumesc și ție, Ela, pentru prestația ta deosebită. Prestația mea. Da. Eu n-am făcut nimic. Bine. Și opresc aici în regiune.